Nu te întoarce de la cei ce plâng, ci întristează-te cu cei întristați. Nu te teme a certa pe bolnav, că pentru aceste fapte de milostivire vei câștiga iubirea. În tot ceea ce faci, adu-ți aminte de sfârșitul tău și nu vei mai păcătui niciodată, că bogăția lumii acesteia aici o vei lăsa. Iar în Sfânta Scriptură, Apostolul Pavel ne vorbește adresându-se ucenicului său, Timotei, zicând: pentru că noi n-am adus nimic în lume, tot așa cum nici nu putem să scoatem ceva din ea afară. Și având de grană și îmbrăcăminte, cu aceasta vom fi îndestulați. Cei ce vor să se îmbogățească, din potrivă, cad în ispită în cursă și multe pofte nebunești vătămătoare, ca unele care cufundă pe oameni în ruină și în pierzare. Căci iubirea de argint este rădăcina tuturor renelor și cei ce vor pofti cu înfocare arătăcite de la credință și s-au străpuns de multe dureri. Dar tu, omule al lui Dumnezeu, fugi de acestea, urmează dreptatea, evlavia, credința, dragostea, blândețea și milostenia, și atunci sufletul tău va fi descătușat înaintea lui Dumnezeu și vei intra în împărăția lui Dumnezeu. Acestea sunt, iubiții mei, virtuțile pe care Domnul Dumnezeu ne ancorează viața sufletului nostru și ne întărește și ne caută pe fiecare dintre noi. Dacă suntem buni, milostivi, avem blândețe, avem sfințenie. Sub acest aspect, iubiții mei, iată ne aflăm în perioada Sfântului Post. Și să nu ne alipim inima și sufletul de bogăția lumii acesteia, ci să ne alipim inima de Dumnezeu. Cum? Este perioada postului. Prin post. Postul purifică sufletul și inima de la păcat și luminează mintea omului spre Dumnezeu. Postul împreunat cu rugăciunea, iubiții mei, împreunat cu milostenia, ne dă Dumnezeu, așa cum spune marele psalmist David în Psalmul 40, când ne se vorbește, iubiții mei, despre marea faptă a milosteniei, spune așa: fericit cel ce caută la sărac și la sărman, în ziua cea rea va izbăvi pe el Domnul. Domnul să-l păzească pe el, să-l vieze, să-l fericească pe pământ și să nu-l dea în mâinile vrășumașilor lui. Domnul să-l ajute pe patul durerii, în aștenutul bolii lui, să-l întărească pe el Domnul. Iată, iubiții mei, ce mare facilitate ne acordă Bunul Dumnezeu dacă avem fapta milei trupești împreunați cu rugăciunea și cu postul. Ne apropiem de Dumnezeu. Iubiții mei, Sfinții Părinți ne spun: nimeni să nu se apropie de trupul și sângele Domnului cu nevrednicie. Și sub acest aspect vă leg de suflet și dumneavoastră. Prima și ultima săptămână, sau cel puțin 3 zile, dacă sunteți bolnavi înainte de spovedania și împărtășanie, și necondiționat miercurea și vinerea. Fiindcă, iubiții mei, pântecele, trupul îl dozăm cu mâncare. Dacă îl dozăm cu mâncare, cu hrană, trupul are nevoie de descărcare. Și această descărcare este, iubiții mei, prin legătură trupească.
bărbat sau femeie. Dar dacă te înfrânezi, atunci devii abstinent, te reții. Nu mai se declanșează în trup atâta poftă, atâta dorință.